Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Suntem invitați astăzi, în data de 23.03.2022, pentru a discuta și să punem la vot proiectele de pe ordinea de zi. Dau citire proiectelor de pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1 este proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin deces a mandatului de consilier local al domnului Costică Mitică, precum și vacantarea locului de consilier local în cazul Consiliului Local al Comunei Podor, județul Bacău, inițiator doamna primar Tema Luminița Adriana. Proiectul de hotărâre numărul 2, privind rectificarea bugetului local la data de 23.03.2022, inițiator doamna primar Tema Luminița Adriana. Proiectul numărul 3, de hotărâre privind aprobarea modificării programului achizițiilor publice pe anul 2022 la capitolul OA Investiții, inițiator doamna primar Tema Luminița Adriana. Proiectul numărul 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurarea finanțării pentru obiectivul de investiții, lucrări de reparații curente la clădirea TV, bucătărie și ferărie, hala PSI și magazie, comuna Borcea, județul Bacău, inițiator doamna primar Tema Luminița Adriana. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce se vor executa de către persoanele apte major de muncă, beneficiari de ajutor social pentru anul 2022, inițiator domnul viceprimar Filiman Marcel. Proiectul de hotărâre numărul 6 este proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Borcești, județul Bacău, pe anul 2022, inițiator doamna primar Tema Luminița Adriana. Proiectul numărul 7, prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Borcești, județul Bacău, în anul 2021, inițiator doamna primar Tema Luminița Adriana. Și punctul numărul 8, întrebări și interpelări. Supun la aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 14 voturi. Dau citire proiectului numărul 1. Scuze, doamna președinte, înțeleg că nu avem proces global de la ședință. Nu l-am aprobat acum, domnule consilier, eu l-am postat, după ce l-am postat am văzut că am fost o problemă tehnică, jumătate era ăsta nou, jumătate era cel vechi, am lucrat peste. Și atunci nu pot să vă pun să votați un proces verbal, rămâne să-l postez. Am văzut cum era postat, da. Și tocmai de astăzi, vreau să văd ce. Da, nu, rămâne să-l votați în următoarea ședință, nu pot să vă pun să votați așa ceva. Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin deces a mandatului de consilier local al domnului Costică Mitică, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Borcești, județul Bacău. Dau cuvântul doamnei primar. Domnul consilier, bună ziua tuturor. Știți foarte bine evenimentul acesta neplăcut care a dus la vacantarea locului de consilier local. Mai mult de atât, e procedura legală. Urmând ca după ce avem hotărârea instanței, să intrăm cu propunere pentru validarea mandatului altei persoane de pe lista de consilier PSD. Întrebări? Supunem la vot? Cine este pentru? Împotrivă? Cine? 14 pentru. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local la data de 23.03.2022. Ați primit documentația aferentă proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local și este exact ceea ce am discutat și în ședințele anterioare. Urmează să achiziționăm un microbuz, să se facă reparații la hala PSI și tot ce ține și pentru modernizarea sistemului de iluminat, că s-a terminat procedura de licitație, noi venim cu această sumă din excedent, urmând ca atunci când primim suma de la minister, că toată suma este, aceasta este de la, urmează să o primim de la minister, să punem banii înapoi în excedent. Deci noi doar ca să înceapă lucrarea. Înscrieri la cuvânt? Amendament este...
deci, nu știu, a fost dactilografiat Vieronat, în loc de reparații capitale, s-au scris reparații curente. Deci se modifică la reparații termenul din... La articolul 1, alineatul 2, la lucrări de reparații curente, alineate, unde zice curente la clădire, atelier de tâmplărie și ferărie, hală PSI, este lucrări de reparații capitale la clădire, atelier de tâmplărie și ferărie, hală PSI. Aici e modificarea de la reparații curente la reparații capitale. Și pe lista de investiții. Și pe lista de investiții. Care pe lista de investiții, corect. Da, este aceeași situație. Pentru că inițial, dacă s-a dorit pe reparații curente, s-a văzut că reparațiile sunt de valoare mult mai mare pe prețul și atunci a trebuit să trecem în lista de investiții, deja rămas pe reparații curente și automat sunt reparații capitale, nu reparații curente. Domnul Demor? Deci, deja este un... Da. Se poate? Da. Mulțumesc. Să începem cu începutul. Faptul că în luna martie deja venim cu încă o nouă rectificare de buget. Arată faptul că la întocmirea bugetului a existat un pic de viziune, deci venim cu un proiect amplu de reparații capitale la o clădire care nu era prevăzută. Microbuzul. În ședința trecută, doamna primar a menționat faptul că s-ar fi eligibil pentru achiziționarea unui microbuz electric. Da? Pentru că avem și acel proiect de stații electrice, ceea ce ar însemna că am fi eligibil și pentru achiziția unui microbuz electric. Ministrul Dezvoltării tocmai ce-a anunțat în urmă cu ceva timp că sunt eligibile 1860 de microbuze școlare electrice prin PNRR și 2500 de microbuze hibrid, deci peste 4300 de microbuze la nivel național. Aș vrea, doamna prima, să ne arătați demersurile care le-ați făcut către Minister, către Ministerul Dezvoltării Învățământului, pentru ca noi să nu cheltuim de la bugetul local 80.000 de euro, ci să beneficiem de fonduri de la stat, așa cum fac majoritatea primăriilor din țară. M-am uitat pe SICAP în ultimii 3 ani, nicio primărie din țară nu a cumpărat din bani proprii microbuz nou. Deci pentru că e o investiție foarte mare, toată lumea se orientează, fonduri europene, fonduri de la minister, bate la uși. Noi avem pușculița asta de bani de la fondul de rulment, pe care se pare că vrem să-i aruncăm așa ca pe bani de semințe, că ne permitem. Dar să nu uităm că ăștia sunt banii de apă canal. Deci noi cu banii ăștia trebuia să avem apă canalizare în comună. Și dumneavoastră văd că vreți să-i aruncați așa pe... la prețuri exorbitante pe orice. Nu spun că nu e nevoie de microbuz, din potrivă, este nevoie. Dar haideți să facem lucrurile cu cap. Da? Sunt totuși 80.000 de euro, da? Odată la microbuz și încă peste 80.000 de euro la reparații la această clădire. Deci vorbim de un total de 160.000 de euro. Sunt bani enormi pentru un buget de comună pe care noi puteam să-i gestionăm altfel. Puteam să facem lucruri importante cu adevărat să dezvoltăm comuna. Da? Viziunea dumneavoastră nu știu care este, dar mi se pare că o luați într-o direcție greșită și cred că cineva ar trebui să vă tragă un pic de mânică și să vă spună că nu e ok ce faceți. Da? Eu îmi fac datoria mea de consilier, știu că votul meu este unul singur, două voturi câte avem, dar nu vă bateți joc de banul cetățenilor, doamna primar. Asta vă rog foarte mult. Și o să, pentru că oricum proiectul ăsta este legat de următoare, o să intru și o să, dacă îmi permiteți, să intru în detalii referitor la ceea ce înseamnă renovarea de la hala PSI, unde, iată, alocăm suma de 450.000 de lei. Deci ca să renovăm această hală din stânga primăriei, primăria Hogești va cheltui peste 80.000 de euro. Da? Deci o sumă enormă. Cu banii ăștia, s-au scumpit prețurile, s-au scumpit, dar cu banii ăștia aproape că faci o casă. Da? Noi dăm banii ăștia ca să punem rigip, să dăm cu var, să punem niște geamuri. Mi se pare că bătaia de joc este mult, mult, mult prea mare. O să intrăm un pic pe prețuri, pentru că ni s-a pus la dispoziție și un caiet de sarcini care urmează să fie aprobat. Vorbesc acum pentru că n-ai rost să vorbesc la fiecare. Cred că odată aprobată această rectificare, asta înseamnă că practic veți aproba și proiectele următoare, că sunt legate, sunt strâns legate unul de altul. Și vă spun, printre altele, se dorește să închirieze un picamăr cu 2700 de lei, un picamăr nou costă 1200 de lei. Se plătește pentru rigips, pentru tavan, 120 de lei metru pătrat, cel puțin dublu față de prețul pieței.
Deci, în total, când ne ducem la sumele astea de 80.000 de euro pentru o renovare, ceva bate la ochi. Și ce e și mai grav, e faptul că înainte de ședință m-am dus să văd această construcție. Și ce ghiciți, domnule consilier, deja se lucrează. Deci noi n-am aprobat încă această investiție, dar acolo deja este echipă de muncitori. Da? Deja s-au dărâmat zidurile astea care sunt trecute aici, ca și demolarea zidurilor, da? La 1000 de lei manopera. Deci ele deja sunt dărâmate la momentul ăsta. Deci sunteți puși în postura de a vota ceva, ceea ce deja s-a făcut. Și eu vă întreb dacă e normal lucrul ăsta. Vi se pare normal? Mie nu mi se pare normal. Tocmai de acest motiv eu nu pot să ridic mâna la așa ceva. E bun, era nevoie de renovare, foarte bine, dar hai să facem unele lucrurile la prețuri corecte și așa cum prevede legea. Să nu ne mai batem joc. Cer prea mult, doamna primar? Terminați-vă pledoaria. Păi, pledoaria. Eu vreau să vedem cum vedeți dumneavoastră lucrurile, pentru că nu înțeleg. De ce vă bateți joc de banul public? În mare, cam asta am avut de spus. Nu, mai am ceva de spus. Sunt 450.000, vreau să fac o comparație. Banii ăștia aveam pentru centrul comunitar. Ați renunțat la centrul comunitar, da? Pentru că nu aveam bani. Cu banii care erau alocați inițial și cu banii ăștia, am fi făcut centrul comunitar în comună și cetățenii comunei Horgești ar fi avut acasă servicii medicale. Da? Așa ar trebui să meargă la Corbasca, dar stați un pic că nici acolo, că dumneavoastră ați trimis hârtie că nu vă interesează serviciile de la Corbasca. Că cetățenii de la Horgești nu sunt interesați de servicii. Știți dumneavoastră că nu sunt interesați de servicii gratuite, medicale? Doar vă întreb. Ați întrebat cetățeanul care are nevoie, copilul bătrân, că el nu are nevoie de servicii gratuite de la centrul comunitar de la Corbasca? Vă întreb. Da? Ați făcut scandal cu toaleta de la Cuter de Zon, cu prețuri, cu nu știu ce, dar vă bateți joc și aruncați 80.000 pe o reparație? Păi chemați aici evaluator, să vedem aici evaluatorul. Da? N-aveați WC-ul, mergeau copiii în fundul curții și Ter de Zon a venit și v-a făcut gratis toaleta. Da? Sunteți bună la criticat și la arunca bani de... Păi, dar să spuneți că dumneavoastră discutați în calitate consilier, eu vă permit, dar nu mă luați așa că nu sunt păi, în fața instanței. Vorbiți pe un domn convincios și așteptați răspunsul meu. Dumneavoastră când vorbiți, lăsați impresia că ceea ce spuneți e realitatea este perfectă. Tocmai că este. Asta e punctul dumneavoastră de vedere. Haideți alături să vedem, se lucrează sau nu se lucrează. Eu v-am spus. Mergem alături, se lucrează? Vorbiți în calitate de consilier, eu nu sunt subordonată a dumneavoastră. Pe mine nu mă bateți la momentul ăsta sunteți invitată la lucrările deci, Consiliului Local. Vorbiți pe tonul cuvincios cu mine, da? Vorbesc pe tonul cuvincios. Sunteți invitată la lucrările Consiliului Local. V-am adresat niște întrebări și o să vă rog să răspundeți. Mulțumesc. Doamna primar. Haideți să zicem, întâi cu... Ce să spun? Cu toaletele e o realitate. Deci nu e ceva de reproșat, dar doare pe dânsul că a făcut Cater de Zon era frate. Centrul comunitar, haideți, spuneți cu subiect și foarte bine, suma este mult mai mare și evaluatorul a stabilit dacă se ajunge și bun, în situația spuneți cu subiect predicat, care e problema acolo? Care e problema? Da. Pentru că Terdezomul, ziceți că a dat gratuit, a plătit suma de 140, să zic cum eu, s-a făcut, și când s-a făcut evaluarea, s-a constatat că este la jumătate. Deci Terdezomul ce a făcut? Spuneți. Ce a făcut, toaletele? Ce a făcut? Deci, ce să spun? Deci v-a făcut toalete când mergeau copiii în fundul curții, și, nu? Și ne-a făcut nouă? Și v-a dat gratis. Au făcut, v-a făcut donație. Donație? Nu s-a stabilit că n-au venit să facem actele. Haideți, nu mai spuneți, s-au spălat niște bani în termen de zon, așa o luăm, nu? Dacă e să punem ca valoare. Ok, spune, haideți să așa, trecem. Spuneți românește ce aveți de spus. Centru comunitar. Și acolo vă doare de ce? Că mi-a spus că manager de proiect la fie frate și vă doare că nu facem centru comunitar. Nu noi am renunțat. Deci ca să înțelegeți, domnul consilier, că de fapt nu vorbesc persoana cu dânsul, eu trebuie să vă spun dumneavoastră. Nu că am renunțat eu, inclusiv, adică au venit de la toate instituțiile care s-ar fi ocupat de această problemă și au zis clar, era și pe ungureni, au zis nu se merită investiția. Și s-a trecut și s-a stabilit să se facă la Corbasca. Nu am spus că nu ar fi de acord. Oamenii, cetățenii, întreabă dacă vorbim normal, că noi suntem zilnic în comună. Au zis că ei nu merg până la Corbasca, dar au nevoie de servicii medicale, merg spre Bacău, că își mai fac și alte... Ce mai au ei? Trebuie. Deci ca să se înțeleagă. Bun. Acum să începem cu microbuzul. Este adevărat cu microbuz și știți că am spus că dacă avem acele stații de încărcare electrică, atunci avem posibilitatea să obținem microbuz electric. Dar gândiți-vă, noi facem demersurile pentru stații,
Facem demersul deja de la școală, este dat pentru microbuz. Dar gândiți-vă ca perioadă, domnilor consilieri, ce înseamnă să termini întâi cu stațiile și să demonstrezi că faci stațiile și după aceea să ți se aprobe un microbuz. Lăsăm la o parte că microbuzul actual este în situația, știți, vechi și se strică, dar este insuficient acest microbuz. Dacă noi mai așteptăm, cred că mai puțin de 2 ani n-ai cum ca să obții acel microbuz, înseamnă că 2 ani de zile, din nou copiii, dacă nu se strică și să nu mai meargă deloc acel microbuz. Microbuzul acela nu o să fie a școlii, o să fie a primăriei. Deci îl luăm. Îl dăm pentru transportul și a elevilor dimineața, în special că aici se întârzie Sohodorul spre Horgești, dar oriunde e nevoie sau când este stricat. Microbuzul se va pune taxă de închiriere și ați văzut și noastră că sunt. Dacă vor să meargă cu microbuzul, se poate închiria, de este de la primărie, deci nu este absolut nicio investiție făcută fără cap sau știu eu, abuzivă. Eu așa vă lucrez și v-aș ruga să le vedeți și dumneavoastră, să vedeți situația, că sunteți aici și vedeți și dumneavoastră cum e cu microbuzul și cum se merge dintr-o parte în alta. În legătură cu clădirea, investiția este un caiet de sarcini. Este asumat și făcute toate cheltuielile și toate, ca să vin să spun, acolo e mai puțin, acolo e mai mult, dau cu presupusul. Dacă ar veni să spun astăzi, e dirigintă de șantier, este, care are specialitate în șantier și a făcut acel caiet de sarcini. Deci este răspundere și de acolo mergem. Ca lucrări. Acum, lucrările, efectiv, noi de ce am dat drumul? A venit deja hârtie, știți că vin mereu produsele acelea de, care vin de două ori pe an sau odată cu alimente sau igienă. Deja am primit hârtie că urmează să vină produsele. Dacă ați venit și presupun că ați mai venit și dumneavoastră să ajutați oamenii să-și mai ducă produse, ați văzut că era plin de șobolani ce era acolo și plus că s-au stricat chiar multe cutii, am dat la oameni separat pentru că au intrat șoareci, dar șobolani erau. Și în cazul în care, adică la ce se lucrează acum, că da, se lucrează, s-au scos din interior, nu s-a făcut absolut nicio plată. În cazul în care sunt cei care câștigă, nu și-au bani dacă și-au asumat. Deci nu e, nu știu ce treabă care să fie pe ascuns. Deci asta este și cu... Da, exact așa este. Și asta este și cu magazia. Cu ce mai era ceva? La modernizarea iluminată, cred că e clară situația, ca să putem să-i dăm drumul. Deja ei au terminat pe Parincea, dacă ați văzut. Au dat comandă de materialele necesare pentru Horgești. Da, păi au terminat. Și imediat intră la noi. Noi dăm banii și toată suma o recuperăm după aceea. Știți, de la minister, exact cum am recuperat ce am plătit pentru școală sau pentru pod. Gândiți-vă, adică, și aș vrea să înțelegeți așa tonul care se face și se fac referi către mine. Gândiți-vă, nu mai zic că controle vin pe toate, dar în special pe anul acesta, la anul vine Curtea de Conturi. Noi cu ce hârtii venim, sau eu cu ce hârtii vin în fața dumneavoastră, cu atât mai mult țin să fie în regulă și să fie tot în spate, pentru că Curtea de Conturi, de câte ori a imputat vreodată Consiliul Local, nu a venit către primar? Doar ca să, ce, altfel cum să conving, să folosesc tonul, acela nu. Eu v-am spus și presupun, dacă mai e cineva, poate să mă întrebe, nu e nicio problemă. Un singur întreb la replică, vă rog. Da. Deci, doamna primar Toma, ce ne-a confirmat faptul că au început lucrările de toamnă? Nu au început lucrările, s-au scos din încăpere, am zis ce a fost, ce erau resturi. Vreau să vă arăt poză cu zidurile care sunt, se dărâmă chiar acum? Da, poate se dă. Noi asta am discutat. Nu poate. Momentan nu e nimic. Eu deci nu e nicio plată făcută. Bun, deci oamenii spuneți că au intrat abuziv acolo și lucrează abuziv? Nu abuziv. Păi... Poate că au intrat să facă ție, poate au considerat. Nu pot să spun că n-am... Vorbim de o clădire publică, da, unde acum niște oameni lucrează, da, cetățeni în comună, n-avem nimic cu ei. Ei au venit, cineva i-a trimis acolo la muncă. Cine i-a trimis la muncă acolo? Cine le-a spus, hai... Treceți peste asta. Păi nu poți să trec peste asta, pentru că este un lucru foarte grav. Da, vorbim de o achiziție publică, care normal urmează. Care este termenul până la care firmele interesate pot depune ofertă pentru această lucrare? Nu lucrez pe achiziții publice. Doamna primar,
ați venit în fața noastră cu proiect de hotărâre, cum adică nu lucrați? Care este termenul până la care o firmă serioasă, de bună credință? Eu dacă vin în fața noastră cu un proiect de hotărâre privind achiziția și tot ce se face, trebuie să știu și termenele în care se face. Haideți. Chemați fără o responsabilă de la achiziție. Eu o să-și facă treaba. Haideți să mai merge, dacă pur și simplu s-au grăbit puțin, că nu s-a făcut nicio plată, deci inclusiv faceți ce reclamați, nu s-a făcut nicio plată pentru ceea ce s-a făcut, că s-a curățat și nici nu e trecut în sala, în caietul de sarcini. Deci nici nu este trecut în caietul de sarcini să fie scos, să fie curățat de camerele înainte de a s-a făcut. Pentru mine e suficient, am înțeles că nu sunteți în regulă, pentru mine da, e suficient. Pentru dumneavoastră. Da, supun, mai sunt întrebări pentru proiectul de hotărâre numărul 2. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Avem un vot împotrivă, o abținere și 12 voturi pentru. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului achizițiilor publice pentru anul 2020, la capitolul A, investiții, inițiativ doamna primar Temea Lunița Adriană. Domnule consilier, atât punctul 3 cât și punctul 4 au legătură cu punctul 2, pentru că acesta este acum trecut în planul de investiții și după aceea e suma care se aprobă. Nu că toate sunt în legătură. Da, numai că la proiectul privind indicatorii, la fel va trebui să... Reparați capitolul. N-am votat amendamentul domnului Budău. Cu reparații capitolului. Da, modificarea termenului din curent în capitale. Da, tot ești tu. Da, da, haideți să totuși n-am votat pe ăsta. Da, normal, proiectul e deja votat. Eu nu știu dacă se mai poate întoarce votul ca să votăm acum amendamentul. L-ați votat în forma inițială. Și acum ce o să acuzați colega că a făcut o greșeală și n-a respectat ordinea. Sarcina de a pune la vot proiectele aparține secretarului. Nu. Ba, da. Ia voi. Noi am aprobat rectificarea bugetului. Eu nu cred. Când planul de achiziții nu l-am votat. Deci în planul de achiziții se modifici conform listii de investiții, când lista de investiții scrie reparații capitale. Doamna președinte, domnul consilier a adus amendamentul în discuție. Faptul că s-au mici s-a trecut peste, dacă se schimbă apoi, dacă se votează și după aceea treceți pe forma modificată cu amendament, acolo ar fi problema. Altceva, care ar fi marea problemă? Problema este că una este reparații capitale și una este lucrări curente. Reparații capitale păi trece la investiții. Păi da, și la lista când o aprobăm, deja e cu reparații capitale. Deci nu e amendat, nu? Da. Eu zic că nu totuși trebuie să facem furtună într-o ceașcă de cafea, că nu suntem chiar toți atât de perfecți și dacă în urma discuțiilor aprinse președintele de ședință, că nu, dacă vreți să spuneți că eu sunt de bine, eu, uitați-mi asum eu, da, uitați-vă puțin plicotul administrativ, nu am supus la vot amendamentul, haideți să nu-l folosim de... Faptul că se fac lucrurile pe genul care vine înainte, proiecte care sume, care, când vorbim de 80.000 de euro, o reparație, normal că nici nu mai știți dacă e curent sau capitală. Amendamentul s-a venit, s-a spus înainte de amendamentul respectiv. De fapt, așa e. Reparația ar trebui să fie una curentă, pentru că... Dar numai că s-a transformat în capitală, că s-a dus bugetul peste... Nu, 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 dar nu merge pe... Dar lista e corectă. Lista de investiții. Da, nu e corectă. Da, s-o puneți din nou la vot cu amendamentul respectiv, doamna președinte. Nu, puneți amendamentul, înainte. Da. Supun amendamentul domnului Budău la vot cu modificarea termenului de reparații curente, reparații capitale. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Deci avem o abținere. Eu nu voi mai vota. Am votat pe data proiect. Deci vă iau ca abținere. Nu, eu nu votez. Eu am spus că am votat proiect. Am înțeles. Domnul Mundeanu, cum este votul pentru amendament, votul dumneavoastră? Pentru, da? Bun. 12. Și acum... Supun la vot în forma... Amendată. În forma amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Sunt în ședință și nu pot fi momentan. Domnul Munteanu, care este votul dumneavoastră pentru proiect în formă amendată? Mă auziți? Am supus la vot proiectul în formă amendată. Care este votul dumneavoastră? Am înțeles. Pentru. Pentru 3. Proiectul numărul 3. Îmi scrie la cuvânt? N-am citit deja. Da. Proiectul numărul 3. Aici ia să facem cercetare cu aceeași corectificare. Deci la proiectul privind aprobarea... Același amendament, da? Deci o să punem la amendament, amendament că da, așa e corect. Da. Păi nu, da, să punem la vot. Amendament... Tot dumneavoastră să spun că propuneți, nu, domnul? Da. Păi am spus acum. Deci se modifică programul de achiziții cu investiția. Dar corect s-a scris în lista de investiții reparații capitale și în expunere și mai astea curente. Deci, proiectul, da, tot curent. Puțin modificăm de capitală de unii, atâta este. Sigur la vot amendamentul domnului Budău. Împotrivă? Abțineri? O abține și un vot împotrivă. Domnul Munteanu, votul dumneavoastră pe amendament? 12. Să pun la vot proiectul în formă amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Munteanu, votul dumneavoastră pentru proiectul în formă amendată. Mulțumesc. Dau citire proiectului de hotărâre numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurarea finanțării pentru obiectivele de investiție, lucrări de reparații curente la clădirea atelier de tâmplărie și ferărie, hala PSI și magazin, Comuna Horcea, județul Bacău, inițiator doamna primar, Comuna Adriana. Așa cum am spus, are legătură cu celelalte două și amendamentul acela, pe data aia. Se pun la vot, scrie pentru cuvânt, domnul Dămoc. În primul rând, la proiectul anterior ați aprobat modificarea programului achizițiilor publice pentru anul 2021, da? Cel puțin așa scrie în proiectul meu de hotărâre. În articolul 1, la numărul 17, da? Da, deci... Din sala asta nimeni nu citește proiectul de hotărâre. Eu vă las să votați. Deci s-a modificat proiectul achiziție pe 2021. Nu, da? Este, titlul este pentru anul 2022. Titlul. Și articolul dacă ați observat, și n-am observat noi ăștia la alți muritorii de rând. Adică, ne luați așa de muritorii să de rând. Spuneți, domnule, uite, în titlu este 2022. Aici e 2021, dumneavoastră veniți ordini tot, aici la primărie e atât de lucru. Veniți, vedeți câți oameni sunt, vor adeverințe, vor, adică se poate să se greșească, poftim? Nu mă face să nu, dar nici nu am pretenția la dumneavoastră de la așa ceva, că de la stâncă nu pot să cer lachim. Dar dacă observați, nu înseamnă că luați peste picior consiliul local, funcționari și tot. Deci spuneți, domnule, s-a întâmplat o greșeală, nu apare 2022, cam multe greșeli, aici apare. Cam multe greșeli când faceți lucrurile pe genul. Dar, domnule, suntem oameni și greșim, tocmai că lucrăm greșim. Dacă n-am lucrat, n-am greșit. Da, e corect. Exact. Adică, vezi, pui. Aș dori să vin în ședință persoana de la achiziții publice, vă rog. Lucrează la o situație, nu poate veni. Am întrebări punctuale, pentru că a spus că dumneavoastră nu știu. Ea era comisie, s-a făcut ședință de comisie, putea să ceva momentan nu poate să vină, dacă e ceva, face scris.
lucrează la o situație. La primărie se lucrează. 5 minute, cred că poate să-și lucrează, pentru că aparatul de specialitate, da? E posibil să fie ieșită din instituție. Haideți să treceți mai departe. Este posibil? Adică nu... Nu, dacă trebuie să meargă pe teren, se duce funcționarul pe teren, da. Dar asta trebuie să știți, doamna primar, unde este aparatul de specialitate, ce lucrează. Eu nu știu ce atitudine aveți. E posibil, da, pentru că eu știu programul dimineață, dacă mie îmi spune un funcționar că trebuie să merg pe teren, și eu chiar îmi spune la tot și v-am spus că n-are cum. Treceți mai departe, dacă aveți ceva, faceți scris. Poate să am asupra, nu știu dacă e glumă sau cum să o iau pe ăla. Deci cum se va face atribuirea contractului? Puteți să-mi spuneți? O să vedeți dacă cereți lămuriri. Totul se face conform legii. Păi nu prea. Nu trebuie să faci. Asta e părerea dumneavoastră. Dar ce preț e părerea noastră? Nici caietul de sarcini nu respectă legea. De întocmirea unui caiet de sarcini. Știți lucrul ăsta? E părerea dumneavoastră. Nu este părerea mea. Mai e părerea dumneavoastră. Sunteți avizat? Ne uităm pe lege. Doamna primar, spre deosebire de dumneavoastră. Doamna președintă. Eu citesc proiectele. Nu transformați ședința într-un dialog între domnul Dămoc și doamna primar și el Cum să nu aibă, domnul Budnaru? Nu mai are cine, nu mai are ce să fie avocat? Am săturat de el. De ce v-ați săturat? Da, te comentat. Înscrieți-vă la cuvânt și luați cuvântul. Da. Și eu propun să veniți... Ca să vorbesc ca iure așa pe margini și să dezvolt subiecte și de-a bine la cameră n-are rost. Ați găsit replica. Asta e clasică pentru dumneavoastră. Altceva nu știți. Da, am pierdut-o, da. Problema este că atunci când consilierii văd că eu am dreptate, că vin cu argumente logice, singurul lor argument este că, doamne, că n-ai treabă, că vrei să dai bine la cameră. Dar poate plictisiți, poate nu că vă dau dreptate. Poate plictisiți, că mă interesează cum se cheltuiți banii din bugetul local. Pe atitudinea dumneavoastră. Care atitudine? Aș dori să discutați lucrurile astea la... Acum am înțeles. Dânsul are impresia că domnul secretar sau domnul consilier Costică Mitică Dumnezeu să-l ierte, era avocatul meu. Consider acum și a venit așa cu o atitudine arogantă că eu, nemai fiind domnul Costică Mitică, nu mai fac față. Nu mai faceți pe victimă. Da, s-a spus, mi-a spus înainte. Nu mai faceți pe victimă. Domnul Dămoc. Da? Eu sunt primar, eu mi-asum ceea ce fac și domnul Costică Mitică, care era un domn și știa, era alături de mine, dar nu datul cuvântului. Țineam eu ședit sau eram primar? Doamna președinte, vă redați cuvântul. Și dumneavoastră, domnul Dămoc. Bun, deci întrebările mele pentru personalul de la achiziții publice erau următoarele. Cum se va face atribuirea contractului? Care este data limită de depunere a ofertelor? Sunt lucruri care trebuiau trecute obligatoriu în caietul de sarcini, ele nu există. Da? Avem un caiet de sarcini făcut în 4 zile, deci pe 14-a 3-a s-a semnat contractul de atribuire a ofertei și pe 18-a 3-a deja aveam hârtiile trimise către noi, către Consiliul Local. Păi cum s-a făcut, domnule, în 4 zile evaluare la clădire, să vedem tot necesarul, toate prețurile astea? Nu e evident că toate au fost puse din pix? Este evident. Nu. Au fost aici, doamna inginer, au fost toți aici, comisie. Nu, care rost? Au făcut totul legal. Domnul vice, vă suntem oricum părerea mea. Scrieți o hârtie și... Domnul vice, v-am scris la cuvânt și care vorbiți. Vă rog frumos. Da. Bine, da, dă-s-o scrit așa tot. Ce se poate reține de aici e faptul că... Ca de obicei, personalul angajat din primărie este ținut ascuns de noi, de Consiliul Local, pentru că, și inclusiv în ședințele de comisii, când am solicitat să vină persoane pentru lămuriri, doamna primar a spus că ea răspunde, ea știe tot. Ea știe tot ce se controlează în primărie. Au venit în ședințe de comisii când a fost cu bugetul, doamna contabilă, știa, a venit? A venit? Deci a venit, da? Nu, doamna contabilă a fost și a dat discuția. Cum am zis că nu vine în ședințe de comisii? Mulțumesc frumos. Supunem la vot proiectul. Amendament. Am și ce v-a spus doamna. Dar nu v-ați înscris. Nu ne mai bine. Domnul Bogov, vă rog. Mă rog, niște miți luminate de aici, de la noi, din Consiliul Local, niște consilieri care vor binele comunii. Nu s-a găsit oare nimeni care să vină și cu idee de asta mai importantă decât grajdul ăsta. Că ne-ar fi trebuit și nouă în cameră, din cabinet medical, să vină doctorița acolo, că îi jale cei pe aici, pe drumurile astea, să poartă unii cu mașinile, unii pe jos, îi mușcă câinii din satul ăsta de aici, de la dumneavoastră, de la Hogești. Nu s-ar găsit oare 80.000 de euro să bage aici în capul ăsta de... Nu știu dacă ne mai trebuie nouă tâmplărie și fielărie aici la Hogești. Dar era mai important, nu s-a rezolvat treburile cele mai importante în comună ca să ne apucă. Ar fi trebuit și asta, dar mai la urmă,
stimați consilieri. Da? Nu se găsește, rog pe domnul Budeu, pe domnul Vici, poate mai găsesc un rigol, un pereu, să mai face un pot la Cucuieț, să mai face un pot în capătul ăla. Nu s-a găsit în mintele astea luminate, nimeni, domnule. Chiar nu-i pasă de noi că suntem în comuna asta, suntem și noi oameni, nu se mai poate, se vede la ochii liberi. Așa că, e adevărat, și astea trebuie, dar le lăsăm așa, pe parcurs. După ce îi rezolvăm problemele, e foarte important. Mișună oameni, bolnavi de gripă, mor pe un cap, îți bai din capul lor, oameni bolnavi. Și n-are când, n-are unde și ce să facă. Aici când vine la consult, la cabinet, la doamna doctor, aici îi bătaie pe un cap, că nici nu mai pot respecta ordinea. O farmacie, o ceva, mă gândeam că, avându-se în vedere problema asta, că mai sunt bani, m-au mai lăsat ăștia care au trecut pe aici, pe la noi, așa prin primării, se găsa sursă undeva dacă vrea să vrea binele comunii. Am înțeles noi că noi suntem mulți consilieri de la noi, de la Sohodor, îmi pare foarte rău să ne elibereze din funcție cineva dacă încurcăm cumva. Eu văd că ai noștri de la Sohodor care au și ei nevoie de probleme, stau cu capul jos, aici că le amenință doamna primar că-i dă afară. Dar noi nu se poate așa ceva. Nu se poate pura cam cod. Avem și noi dreptul în comună asta, bugetul ăsta e împărțit, e dat pentru toată comuna, numai pentru orice. Ce îi trăznește în cap lui domnul Budeu, gata, facem o fântână, aprins un proiectul de hotărâre. Facem o capelă, o prindem un proiect de hotărâre. Dar așa, ca să... A mai fost și domnul Răposat, domnul care s-a dus la cele vesnici și el era tot la fel, mai trebuia unul și ne luam tâlbâșița toți, plecam. Care la răcăteu, care la încești, în plumii suntem. Îmi pare foarte rău că nu se are în vedere problemele principale din comun la noi. Devine cu tot felul de urtii și trebuie să le putem. Unii nu suntem așa în temă. Așa mai ridică totul domnul Dămoc, el fiind în, așa, fiind în temă de situație și nu-i lua la bășcălii de multe ori, nu-i luat în sat. Cam atât am avut, doamna președinte. Atunci pot să răspund, da? Dar ce să răspundeți, doamna? N-aveți ce să răspundeți. Nu v-am mutat să răspundeți nimic. Nu, adică să vedeți cu ochiul liber că nu vreți să faceți nimic în localitatea Sohodor. Dacă vreți să răspundeți, dacă vreți să răspundeți la o întrebare, spuneți când e data aia când v-ați apucat de rețeaua electrică de care vedem la Sohodor. Când e data aia? Din 2 ani nimicit. Eu nu mint. Doamna, lucrările s-au făcut, eu sunt singura care a votat. Ai ieșit primar până în Crăciunul pentru electrică. De aia te votam. Nu, nu spuneți în sensul ăsta. Oricum, da, ce-am reușit cu iluminatul, nu n-a reușit nimeni, da? Ce e data aia, doamne? Și vă spun, din moment, nu așa vă arătați interesul. Deci, lucrările, s-a făcut procedura de licitație, s-a desemnat societatea câștigătoare, care este pe proiectare și pe execuție. Deci, da, a spus acum 2 ani așa. Păi, am zis de procedura de licitație. Dar, auziți, dacă eu am luat votul ăsta, eu le pierd, nu dumneavoastră. În afară, se numește atelier de tâmplărie, dar nu că se face atelier de tâmplărie acolo. Cealaltă situație. Deja suntem în discuție, așteptăm și prin PNRR depunem pentru dispensarea Sohodor. Nu mai la dispensarea Sohodor. Nu mai găsim o piatră să-ți spargi capul la cineva pe drumul la Sohodor. Nu m-am blot și... Așa este. Așa e, dumneavoastră. Așa e. V-am rugat din 2 ani de zile să facem podul ăla la colț acolo. O trebuie să intrăm așa, de pompieri de ani șanță. Dar haideți să procedăm cu ordinea de zi. Bine, stimate doamne, eu am terminat. Nu trebuie să mi se dea repede, dacă sunt foarte nevoie. Nu vă supărați, când vă înscriți la cuvânt, ceriți un răspuns. Deci, doamna primar, este obligată să vă răspundă, că de asta ați luat cuvântul. Nu neapărat, pentru că nu i-a menționat numele și nu e nevoie neapărat de ca să fie drept la mai multe ori, domnul Bocunc, i-a menționat numele doamnei primar și... Da. Supunem la vot. Vot amendamentul cu modificarea din curente... Reparații curente, reparații capitale. Da? Amendamentul domnului Budău, supunem la vot la proiectul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Domnul Munteanu, votul pe amendament, vă rog. Alo, auziți? 10. 3 abțineri. Și domnul... Domnul Beu, domnul... 3. Da, eu. Să nu cavăm de 10. Da. Domnul Împotrivă. Da, am trecut.
Supunem la vot proiectul în formă amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Am văzut abținerea domnului Boboc. Doamna abținere, da? Deci tot așa, da? La același. Dau citire proiectului de hotărâre numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce se vor executa de către persoanele apte major, apte de muncă, beneficiari de ajutor social pentru anul 2022. Inițiator domnul viceprimar Căliman Marcel, vă dau cuvântul domnului vice. Deoarece data trecută când s-a aprobat nu era detaliat proiectul de hotărâre, acum este detaliat cu tot ce avem de executat. În vederea în frumusețea economică. Atât? Da? Un scrier la cuvânt? Domnul Dămoc? Domnul viceprimar, cred că face o confuzie, că luna trecută s-a aprobat alt proiect, nu era vorba, nu? Nu era vorba niciodată. Nu. Ele seamănă, dacă vă uitați așa, dar 416 este 416, frumusețarea comunii este frumusețarea comunii. 416 vizează doar cei pentru ajutorul social, celelalte obligații privind funcționarea comunei ne vin fiecare cetățean din comună. Da, domnul viceprimar, dacă v-aș ruga să ne prezentați și nouă în ședință graficul cu lucrări, ce s-a făcut luni din ianuarie și februarie, s-ar putea? Graficul? Să scot hârtiile și să-mi dau. Faci tot ce e scris. O să fac... Și acum, dacă se poate... Graficul o să vi-l fac, dar nu l-am pregătit acum graficul. Da. Același lucru ca în fiecare an. Da. Nu văd aici trecut... arderea gunoaielor, că am văzut că se cam practică. Dar nu le dăm noi foc, să știți. Cine le dă foc... Să știți că... Așa că dacă prin comună, părerea este alta, să știți. Adică, și tocmai de asta zic că... Paile și astea, da. Aici oricum aș vrea să deschid subiectul ăsta și la... Prin comună așa este cum am zis, lăsați să spun. Oricum aș vrea să deschid subiectul ăsta și la diverse, pentru că e o problemă actuală și o să discutăm acolo. Da. Altcineva îmi scrie la cuvânt? Atât? Nu. Da, uite, asta acum am văzut-o. La fel, se iau proiectele din urmă, nici măcar nu se schimbă anul. Deci la așa alte lucrări care vor fi constatate pe anul 2021. Deci, da. Eu mi-asum, domnul, pentru că ați spus că sunt aceleași. Sunt aceleași pentru că ele acoperă toată gama de lucrări care trebuie făcute la nivelul comunii. Dar nu în anul 2021. În fiecare an, acum... Păi tocmai, dacă tot venim cu proiectele copy-paste din anii trecuți și în realitate știm că se întâmplă foarte puține din cele care sunt trecute aici, măcar să avem acest simplu de mers de a schimba anul. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Mundeanu? Votul pentru. 14 voturi pentru, da? Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Horces, Județul Bacău, pe anul 2022, inițiator doamna primar Tânăr Luminița Adriană. E planul de ocupare a funcțiilor publice care trebuie aprobat anual și trimis la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, așa cum a fost aprobat. Știu, domnul secretar, o să spun că este, nu? Da. Eu l-am conceput, dacă sunt greșeli, la mine vă raportați, este un plan pe care se aprobă anual. Modificările sunt acelea ce vizează doar funcții care au devenit vacante din ocupate și invers.
Sunt trecut, el este conform organigramei, ultimei organigrame care a fost și a stat de funcții din 15-12-2021. Care încă nu sunt publicate pe site-ul instituției, actualizate. Da, este publicată hotărârea, știu că mi-a spus, aveți dreptate. Este publicată hotărârea, este publicată. Nu este acel capitol cu așa, cred că am să vorbesc să scoată capitolul cu organigrama, cine vrea să uite pe ultima hotărâre. Și atunci am scăpat de provada asta, ca totdeauna să trebuiască să citesc site-ul, pentru că credeți-mă, de multe ori n-am timp să citesc hârtiile care îmi vin în fiecare zi. Da, dacă tot am luat cuvântul, o singură întrebare. Câte concursuri estimați că vor fi scoase la concurs anul acesta, doamnă primară? Câte posturi din cele vacanțe estimați că vor fi ocupate în acest an? Nu este. Da, zic, aici specific în referatul de aprobare că numărul de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare nouă. Păi sunt cele libere, așa sunt prinse, conform legii. La cum e formulat... Se înțelege că... Da. Este anexa 2B, așa este anexa 2B. Deci asumați-vă, înțeleg eu, adică nu, dar ce înțelegi noi asta, am înțeles toți ceilalți. Deci nu, este formularul... De obicei, din asta nu anunțați concursurile și... Poftim? Toate concursurile sunt... Nu. Ați vrut să veniți și n-ați știut de vreun concurs? Așa cum postați toate cele pe mediul online, n-am niciodată să postați un anunț de angajare. Nu, pentru că asta am văzut că faceți la asta și nu vreau să trecă, ar fi așa rușinos să... trec peste. Vă las ceva să face, să postați de concurs. Nu vreți să vă sune pe multă lume. Auziți, altfel nu sunteți în comună, nu da, știți când dar de ceva, nu știți când se fură ceva. Știți cu concurs că intrați pe site. Vă dau... Știu mai multe decât credeți dumneavoastră. Dar nu ție ce primește comună. Și numai le reguli, nu știu cum se face. Da, toate le știți. Oricum, felicitări, v-am zis că asta după și vă las să vă continuați discuția acum, dacă ați încheiat pe marginea acestui proiect, să-l supunem la vot. Pentru. Pentru. Împotriva. Abține. Domnul Mândeanu, votul dumneavoastră pentru proiect? Avem 14 pentru, da? Proiectul numărul 7. Prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Vâlcești, județul Bacău, în anul 2021. Asta chiar este anul 2021, da, că nu, pe economie. Viitor nu putem să spunem ce a spus doamna primar. Inițiator, doamna primar, te ne-a domnilor consilieri, ați primit raportul. Dacă aveți ceva și știți că ați participat și la toate ședințele, cred că tot la partea ședinței Consiliului Local, știți ce modificări s-a făcut inclusiv pe buget. Am adus la cunoștință ce lucrări s-au efectuat. Dacă aveți ceva de nelămurit din ceea ce poate să reiasă din raport, sunt vă stau la dispoziție. Raportul este pus pe site. Înscriere la cuvânt? Domnul Dumoc? Altcineva? Las lista deschisă? Vă rog, domnul Dumoc. Am răspândit acest raport. Și aș începe primul rând cu o constatare pe care doamna primar vrea să o lase și a impresia e că faptul că eu vin aici și atrag atenția. Eu nici n-ar trebui să fac lucrul ăsta, pentru că legea ar trebui respectată de la sine. Deci, eu n-ar trebui să mai vin aici să zic că nu se publică alea, că nu se făcute alea, pentru că lucrurile astea ar trebui să se întâmple. Dar pentru că nu se întâmplă și pentru că, iată, îmi dau interesul, zic eu, și zic să nu vin să ridic mâna în necunoștință de cauză, iată că asta e, se pare că deranjez. Uite, vă dau un exemplu. Am cerut în trecut dispozițiile date de doamna primar, care, conform legii, ar trebui publicate pe site. Când am făcut eu solicitare, s-au publicat. Dacă eu n-am mai zis nimic, nu se mai publică nimic. Da? Deci vedem aici, au fost date un număr de 549 de dispoziții. O să da? Toți consilii și toți oamenii comună că nu-i dispoziție. Nu fi avut timp, domnul secretar, trebuie. Păi... Sunt atâtea. Dar nu chiar plâng oamenii că nu văd dispozițiile. Fiecare ce-l interesează... Da, prima, nu vorba, e vorba de lege. Nu respectați legea. Și face, îi reproșați domnul secretar. Nu are dreptate. Eu am mai discutat problema asta, i-am spus... Durează foarte mult, trebuie să-mi găsesc un coleg care să mă ajute, pentru că știți că tot ce înseamnă date cu caracter personal trebuie blurate
Ceea ce înseamnă că eu să iau așa o teangă dispoziție, să le fac copii la toate. Poate dacă s-ar face lunar și nu s-ar lăsa să se adune timpul să vină să se facă anul fără să fie publicate, poate n-ar mai fi atât de complicat. Numărul ar fi același, volumul de muncă același, foaile aceleași, xeroxul același. Da, să zic. Da, e mai ușor ce spuneți astăzi lună de lună, numai că... Da, transparența decizională. N-au mai fost publicate cheltuielile, avem proiect de hotărâre, deci înainte îl pomenesc pe domnul Cioroabă. Nu exista lună când erau publicate cheltuielile la lună. Acum nu mai sunt publicate din decembrie. Dar la fel, dacă domnul Dămog nu mai zice nimic și nu mai zice, domnule, unde cheltuiesc, de pe ce s-a cheltuit banii, nu se mai publică nimic, da? Deci ultima dată s-au publicat în noiembrie 2021, da? Aici scrie frumos că sunt transparență, că sunt publicate toate cheltuielile. Asta dacă vine cineva și trage de mânecă. Deci, nu știu de ce trebuie să lucrăm numai la modul ăsta dacă vine Dămoc. Oricum asta am auzit că se întâmplă prin comună. Acolo unde doamna primar știe că nu e treaba foarte bună, ca să ia măsuri ce domnule din cauza lui Dămoc fac. Oh, adică, aveți o părere așa de bună despre dumneavoastră și sunteți atât de indiferent? Dacă Dămoc n-ar fi, n-ați respecta legea? Sunteți atât de indiferent, în afară de presa de aici. Deci ca persoană niciun interes nu prezentați, ca persoană masculină niciun interes nu prezentați, ca consilier local niciun interes nu prezentați, de ce considerați că eu m-aș gândi la dumneavoastră? Deci sub nicio formă. Din contra, eu mai degrabă când îmi spune domnul Budnaru că trebuie terminat cu tele refăcut la scurt, când îmi spune domnul Lile că m-a sunat că și mi-a zis... Așa numai ca să creați un pic de amuzament, dar... Păi nu, eu vă spun ceva! Haideți că vă vedeți prea important, mai ales pentru persoana mea, nu prezentați importanță, iar aberațiile pe care le spuneți. Atunci, respectați legea, faceți-vă treaba. Spun că nu se plac, adică... Nu-i vorba, păi nu, că considerarea raportului nu are nicio legătură cu aprecierile deci personale. Să înțeleg că în viitor apropiat vom vedea și acele dispoziții pe site. Da, domnul, o să vedem. Sau dacă există ceva română care vreți să o vedeți, eu pot să vă arăt și originalul, că... Mi-a sărit un loc deficitul ăsta de la secțiunea de dezvoltare. Nu, aici bănuiesc că e vorba de banii de la apă canalizare pe care i-am dat înapoi. Greșesc cu ceva? Cu dumneavoastră vorbesc, sunteți inițiatorul. La sfârșit, trebuie să vă răspund acum. Să discutăm. Nu asta a spus, să discutăm cu un ton normal. Da, dar dacă discut, zice că facem un dialog și aștept la sfârșit, nu? Da, oricum, să mai spun că ai și într-un an întreg s-au emis 5 autorizații de construire. S-au emis câte s-au cerut. Și câte documentații complete s-au depus. Asta din oficiu chiar nu le e nimic, să știi. Da, muncă de teren face și ceva în comună? Dar nu, n-are legătură autorizarea de construire cu munca de teren, că nu... Da, oricum, deci de punct de vedere al raportului totul e bine și frumos în comuna asta, nu sunt probleme, totul... Dar realitatea ne arată altceva, ne arată, așa cum spunea și domnul Budeu, promisiunile au fost multe. Domnul Boboc. V-am pomenit, da. Dumneavoastră n-ați îndrăzit. Mai greșit și dumneavoastră, domnul Caselin. Mai greșit și eu, da. Da, promisiunile au fost multe, se întâmplă puține față de nivelul așteptărilor și cred că ar trebui cumva intensificat ritmul de lucru. Mulțumesc. Mai multe o să mai spun la diverse. Da, să punem la vot. Nu, domnul Dudulică. Nu, atâta e doar. Să revin domnul Dudulică, doamna președinte. Da? Domnul Dudulică, mă scuzați. Nu, cu mine, spun și eu. Aici încerc să mediez, dar nu pot. Și nu mai văd. Dar să nu vă mai spun. Mi cam bulversăm în ședințele astea toate, numai probleme personale, așa, nu știu, batim acropul, numai la persoană, numai la... Deci, ce este și cum prevede și proiectele. Ce s-a făcut, s-a făcut. Și școală s-a făcut, și terienul. Trebuie să mai turnăm și pentru soldor, că trebuie și acolo. S-a votat proiectul care trebuie să cumpărăm un teren acolo. Dar și propune și să nu mai fie atât de rău. Domnul secretar locuiește la Bacău. Domnul și are serviciu la Horgești. Domnul Dămoc zice că e domiciliat la Bacău și serviciu tot la Bacău. Deci primării interesează. Luați-i permisul de portar. Acum,
vorbesc eu. Domnul Dudulic, știți ce se întâmplă? Și în Parlamentul României sunt partide care nu ne plac. Partide care duc înspre extremism, naționalism. Cu cetățenii francezi. Vreau să vă spun că domnul Dămoa este ales de drept de cetățenii acestei comune. Că dumneavoastră nu vă stă bine domiciliului dumnealui, îi stric problema dumneavoastră. Dar domnul Dămoa este ales de cetățenii acestei comune. De o parte de cetățeni. Așa cum îi respectăm pe cei din Parlament. Că nu ne stau bine. Partide care nu ne stau bine. Extremiste, naționaliste, de dreapta, extremă, dreapta, extremă, stânga. Așa trebuie să le respectăm și... Când este interes pentru comună, acela care locuiește aici are interes, cred. Să facă interiere, și grădiniță, și școli, și cumpără toate parte. Atâta, deci, da. Căutăm citiță, bă, că la fiecare ședință să ne aflăm și gozați la aparatul ăsta care e așa. Mai frumos, hai să terminăm o dată cu și așa nu aveți câștig de cauză. Coaliția a spus la prima dată că trebuie să vorbească. Și contra trebuie să fie, că așa e problemă și în Parlament. Să mănâncă și să votare. Dar, oricum, și trebuie făcut aici magazia care trebuie reparată. Deci, întrebări și interpelări, dar să putem. Deci, asta nu trebuie făcută. Că unul a fost incendiu la Soodor, până când a venit mașina de la Bacău, pompierii, mașina de la Horgeș s-a încărcat a doua oară de la Siret și a venit și a localizat incendiul. Deci până vine Bacău și acum nu trebuie reparată și aia, să fie închisă, să fie cu instalații de căldură acolo, ca și iarna să fie încărcată cu apă și vreau și plecați. Deci rezolvă problema mai urgentă. Până când vine Bacău, arde, că acum arde casa lui Vedea, acolo la diavol, până a venit părinția, că mașina noastră trebuie să-i facă inspecția tehnică, nu era doar prezent, că dacă era, se salva ceva. Oricum, nu? Localizat focul până când vine și așa. Asta e problema, deci nu trebuie să ne mai reclinim acum, că și așa proiectiv tot trec. Ca să arătăm la oameni că cheltuieli trebuie să facă. Dispensar trebuie să facă și la noi. Chiar o rugăm cu doamna primar cu proiectul s-a votat din așa, trebuie să facă un dispensar acolo, o farmacie, că așa e. Nu e proiect, e făcut dispensar la noi, nu s-a votat un proiect. Deci eu am fost viu din Patagonia, nu e niciun proiect dispensar votat, făcut pentru Sobodor. Și nu l-ați depus. Nu, haideți ca să nu mai, să nu mai continuăm. V-am zis că acum că prin PNRR o să depunem pentru dispensar și pentru sală de sport. Deci se depun proiecte prin PNRR, ca să știți, domnul Bobo. După aceea, păi dacă nu s-au depus încă prin PNRR, nu s-au depus, când se deschide sesiunea, depunem, că nu, acolo nu mergi, m-am dus și am depus și am plecat acasă. Păi nu, apropo, că tocmai spuneați cu incendiu de la acea discutați și spuneați că a ars tot. Haideți să luăm în calcul, a fost incendiu la o fânărie, nu la unde e numai nu. La un saivar. Gândiți-vă și dumneavoastră că orice mașină avea, nu putea să stingă ceva, adică fânul arde, știți cum arde ceva. Totul era să nu se extindă, că era în sat. Deci dacă vrem să fim răutăcioși, să spunem, păi ce au venit pompieri, adică mașina de la Horcești, băieții au fugit, au legat ăștia, au dat cu apă, dar până la urmă ars. Păi cum ardea? Dar ei și nu se răspunde, nu se duce către celelalte gospodării, pentru că o fânărie, dacă la o casă stingi la o fânărie, nu prea ai, că știți, poate dai apă și el dedesubt fânul în continuare și mocnește și vine iar. Dar până a venit mașina de la Bacău, i-a fost stins complet. Știți foarte asta, bine. Zis, doamne, e un pod care v-am rugat, e surpat. Și cu pod, da, avem... Nu putea trece, greu încercat. Am făcut acum, avem ce pentru acele, exact ce v-am spus, pentru tuburile acelea și trebuie să vină să faci, rezolvăm. Cu drumurile, n-am intrat și am zis foarte bine, n-am intrat și pe balastare. Avem și balastare, când o să intrăm, să facem balastarea pe toate străzile și drumurile din comună.
Deci lucrările, haideți să luăm, iluminatul, extinderea, ce a spus dumneavoastră, că proiectele nu înseamnă, nu e ca acasă, m-am hotărât să construiesc o casă și mă apuc de construit. Trebuie atâtea vize și trebuie atâtea documente și trebuie atâtea aprobări, ceea ce înseamnă timp. Azi, am depus inclusiv pentru autogreder. Acum s-a finalizat, urmează să facem licitația. De-abia acum s-a finalizat atâta timp și noi am respectat absolut toate termenele. Pentru modernizare rețea, la fel, acum s-a terminat procedura. Asta a mers, noi ne-am întârziat cu absolut nimic. Când au cerut hârtie, s-a dat. Pentru terenul de spor, la fel. Inclusiv pentru terenul de la Recea, acum... acum am anunțat că mâine iese de la OCPI, deci perioadele care sunt prevăzute, noi nu putem să le spunem. Nu v-am zis că trebuie să spun. În schimb, iar că am mințit, oamenii aceștia o să vadă ei și în cazul care o să fie, de fapt, dacă fie cazul, să vădeți sau nu, dacă spuneți, dar ei știu că mâine. Vă rog să vă scrieți la cuvânt pe rând și nu vorbim toți odată și vorbea doamna primar și da. Deci aici am să ajung, toate lucrurile și o să vedem, se termină locurile de joacă în maxim 3 luni, adică până la sfârșitul lunii iunie sunt terminate locurile de joacă, așa prevede contractul. Terenul de sport, exact, acum mâine iese de la OCPI avizarea și apoi îi dăm drumul. Și iluminatul, modernizarea se termină și în maxim 3 luni, atâta e prevăzută și pentru modernizare. Acolo cu extinderea, clar că se termină anul acesta și nu târziu, pentru că și drumul și la școală. Deci și acolo se dă drum, ca să știți. Și o să vedeți, dacă acum vi se pare, pentru că a fost vorba mai mult de hârtii, că nu s-a făcut, o să vedeți că o să se facă, că s-au primit aprobări pentru toate cam în aceeași perioadă și o să se dea drumul la lucrare. Da, asta am trecut deja și la proiectul numărul 8, întrebări și interpelări, la punctul numărul 8. Doamna Mânteanu, început. Aveți întrebări pe întrebări și interpelări, dacă nu n-ar vă să vă țin în telefon. Vă mulțumesc. Sănătate, numai bine. Sănătate, doamna. Deja ați început, dar vă rog să vă scrieți la cuvânt și vrea să... Raportul nu trebuie votat, nu? Nu, pentru că este o informare. Domnul... Atât? Întrebări și interpelări. Cine vrea să-mi scrie la cuvânt, spuneam. Domnul Bunaru, vă rog. Pentru domnul Vici, am mai discutat. Ne ajutați cu creanga aia, cu de spor de sus de la spatele dispensarului. S-a făcut un gar, s-a defrișat toate bălăriile ce erau, toate... Ele luau. Atât, atât, domnul Bunaru, cum secarul? Da, doamna primar. Da. Când se poate implementa un proiect sau când să ne luăm felul la care l-am avut pentru asfaltare drumului Sătești? Asfaltare drumul Sătești nu se acceptă până nu se... acum așteptăm acum pentru apă canal. Mai mult aș vrea chestia asta pentru că e probabil vinși cu șanțuri și mai mult pentru șanțul ăla care vine la vale, aș vrea. Aș fi dorit în coarte de aia. Da. De vrem vrem tot, dar nu se poate. E vorba de șanțul ăla care, întotdeauna v-am spus, ăla care vine la șoseaua principală, care aduce toată apa. Care aduce da. Și vine în partea asta. Deci dacă nu vine curând asfaltul, ar fi bine implementat un proiect din către noi, din către local, să facem șansul ăla ca să fie acolo la bani. Da, domnul Dumnezeu, nu, așa sunt prioritate. Atât, domnul Psihic? Da, domnul Dămo? Mulțumesc. Da, o să-i dau întâi o replică domnului Dulică, cum ne-am menționat și... El e persoana responsabilă care să aducă aceeași vorbă de fiecare dată în ședința de Consiliul Local. Atunci domnul Dudulică, el ar vrea ca noi să venim aici, să stăm frumos aliniați, să ridicăm mâna și să plecăm acasă. Da. Nu putem să fim toți la fel. Nu. Coaliția.
cum mai vorbiți de, lasă să zic, vreați vedeți, atâta știți, atâta aveți coaliții, suntem proști, atâta știu, gata, opriți, lăsați-l să spună. Dar opriți de-a dreptul, nu mai e. Doamna primar, acum, ea vrea să lase impresia că eu vin aici și mă dau spectacol, sau ce vreți dumneavoastră? Păi nu, că, cum vă vreți să spuneți atâta știți? Adică, ce ești prost, noi toți, nu mai vrea să știți. Dumneavoastră l-ați făcut prost, da? Nu, dumneavoastră, eu consider, eu știu. Și acum v-ați băgat peste cuvântul meu, da? Nu știu cineva da cuvântul. V-a dat cineva cuvântul? Da, eu. Nu v-a dat nimeni cuvântul. Culmea tocmai asta este. Da. Că eu, deși, cum spuneți dumneavoastră, că nu locuiesc în comună, că nu știu cum. Uite, domnule, că eu sunt omul ăla care vin și mă interesez și vorbesc cel mai mult și mă interesează soarta comune. Dar nu am văzut la niciun incendiu, nu m-a văzut nici la o inundație. Domnul, asta nu este treaba mea, da? Asta nu este treaba mea, da? Avem șef SVSU, da, care este plătit din bani publici, da? Cinstii lui că-și face datorie. Dar nu, că-și face pe bani, nu face degeaba. Domnule, este plătit, da? Bine, putem un dialog. Da? Avem voluntari care de asemenea sunt plătiți, da? Deci că nu-l dovedesc matale, domnul, ăsta e comunist, nu-l dovedesc matale. Dom'le, nu-i vorba de dovedit, e vorba de faptul că... Mai ceva ca preot. Avem același discurs și inducem oamenii în eroare. Da? Asta faceți, induceți oamenii în eroare. Da? Nu îi inducem în eroare. Asta faceți. La punctul de diverse, câteva probleme punctuale care sunt și... care scalde din punctul ăsta de vedere. E o problemă aceasta cu bătrânii care au fost sunați și prin metoda accidentul, au fost câteva victime. Spuneți-vă, rog, doamna primar, care e situația, dacă camerele de filmat funcționează, dacă... Spuneți-ne puțin câte persoane au fost, dacă aveți o statistică, câte persoane au fost sunate. În primul rând, haideți să vă spun. Eu am făcut acea postare, poate ați observat, la solicitarea domnului polițist. Mie nu-mi dă raportul, absolut poliția să-mi spună, au fost 5, 10, 20 de cazuri. Au spus că au fost cazuri. Știu despre cine este vorba, dar știu exact cum ați aflat și dumneavoastră vorbind cu ceilalți cetățeni. Camerele funcționează, tocmai că de pe camere s-a putut identifica nu cine a fost, pentru că persoana nu este din localitate, ca să o identifice. Mă refer că ar putea duce la identificarea persoanei, persoanelor care de pe camere s-a putut umbla. În rest, poate sunt bătrâni care nici nu spun că au fost căutate. De asta nu știu cum vreți să vă spun. Câte persoane, dacă omul nu spune, eu pot să știu. De exemplu, doar în comentarii, o persoană care mai știa două cazuri, eu astăzi la magazin am mai fost doi bătrâni care la fel au spus și ei au fost sunați, deci un număr mare de persoane care au fost... Am spus treaba asta și în postare că sunt, dar eu nu pot să zic că sunt 10, că sunt 20 de cazuri. Eu ce știu de cazuri care știu, e tot din auzite și ce știu, caz clar pe care ce s-a căutat pe camere. Eu nu stau când poliția verifică pe camere, nu stau și ei nu-mi dau raport să-mi spună pe cine căutăm, pentru că sunt lucruri care țin clar de serviciu și de atribuțiile polițistului. Pot fi persoane din localitate și dacă eu aș avea acces la informație, pot să dau acea informație, mai poate să zicem, din cunoștate. Deci e treaba lor, nu ne păgăm. Este treaba lor, dar este și treaba noastră de a proteja cetățenii. Tocmai că postarea de asta a făcut-o, da? Postarea a făcut-o pentru protejarea oamenilor. Și în acest sens, poate oamenii din cetățenii comuna nu Horgeș, nu știu, anual ei plătesc la taxe și impozite o taxă de pază. Da? Ia, nici ăștia nu știu, știu domnul consilier, știu că toată lumea plătește taxă de pază. Da. Obligatoriu trebuia întocmit un plan de pază, da? Care niciodată n-a fost și aprobat de Consiliul Local. Camerele, domnul, chiar așa s-a spus. Nu are absolut nicio legătură planul de pază cu camerele de supraveghere. Da? Tocmai de asta vreau să atrag atenția către cetățenii comunei Horgești. Autoritatea locală trebuie să-și protejeze cetățenii și mie mi se pare că nu prea se întâmplă lucrul ăsta. Da? Din moment ce avem atâția cetățeni care au fost sunați, unii dintre ei chiar păgubiți din păcate. Mi se pare că nu facem tot ce ține de noi pentru a ne proteja bătrânii. Păi atunci spuneți-ne în ce constă faza pentru acești cetățeni. Sunt acele camere care pe ele se poate observa ce se întâmplă. Cum ați... Bun, spuneți-mi, cum considerați asta că mereu e pe consider? Nu, e vorba că dumneavoastră ați solicitat o taxă, da? Solicitat o taxă de pază. Avem tocmai pentru cameră, că s-a spus. Nu, deci dacă facem așa continuu, cățelușul ăla care stă în spatele mașinii și doar dăm din cap,
nu reușim absolut nimic să ne spuneți care e problema. Păi asta e problema, da? Care e? Pentru că cetățenii Comunei Hoceș nu sunt în siguranță. Și dumneavoastră n-ați făcut suficient pentru că să fie în siguranță. Asta e problema. Noi ce trebuie să punem? Poliție, comunitate? Ce să facem aici? Domnul... Nu, haideți să lăsăm, că asta e trebuie să... Dar nu, spuneți. Eu mi-e de o idee. Vorbim noi trebuie să punem poliție, comunitate, da? Vorbim de lucruri care s-au întâmplat, păi de asta zic, vă că bani se cheltuie, dar... Dacă punem pază, de exemplu, dar merge la persoana respectivă și răspunde la telefon, pază, ce faci? Când se dă foc, nu știm. Când se aruncă cu noi, nu știm. Ce s-a făcut? Ce spuneți? Nu știți dumneavoastră de la Bacău? Dumneavoastră ați spus că s-a dat și că nu știți. Nu asta ați spus, nu știm că persoană, nimic că... nu știți. Păi tocmai, ați identificat vreodată deci, cu o persoană? Domnul, așa lipsă puțin obrazul noastră. Ați aflat de două incendii, ca să vă dau exemplu. Ați aflat de două incendii, că erau întâmplător vecinul, nu, și ați sunat la șeful SVS-ul, că eram pe el. Ne gândindu-vă că de la Bacău, noi personal, eram în teren. Trebuia să vă răspundem dumneavoastră, ca dumneavoastră să spuneți, noi eram în teren deja, știți că este incendiu la la Horgești, știți că este o mașină. Păi și cu ce mă ajută telefonul? Lăsați-mă să-mi fac treaba. Atunci nu mă sunați în momentele acelea ca să s-au sunat șeful ZBS-ul, păi, să-i spuneți că ați aflat de două. Știți ce intenționat? Că la toate incendii... Nu, alea două, că era rută cu vărul dumneavoastră. La restul am zis când sunt la 1, la 2 noaptea, o să vă sun și să nu se întâmple să nu răspunde, că anunț în consiliu, asta nu s-o fac, și am să vă spun, domnul Dămă, este incendiu, ca să vedeți că știm că sunt incendii. Deci, ați aflat de ruda aceea. Ce rudă, păi cum, că a fost lângă... Nu faceți una ca asta, doamna. Mașina din lac, era ce treabă are una. Nu m-ați lăsat cu mașina, dar noi eram deja și doar sunați. Domnul de mult, eu n-aveam de unde să știu că erați deja. Declarăți, domnul Șerața. Cum să declarați? Dar dacă vă da, vă certați. Nu aveți de vorbit. Vă certați. Păi iau cu părerea cuvânt, nu domnul Dudulică, dumneavoastră. Dacă... Păi am lucruri importante da, de spus. Da, dar vă rog frumos să lăsați un tot decent. Doamna președintă, vreau să se mai înțeleagă un lucru, să înțeleagă și ceilalți cetățeni care poate mai sunt câțiva, dar nu cred că mai sunt păcăliți de atitudinea dumneavoastră. Deci, atâta timp cât nu avea un job, cum se spune, că așa spune dânsul, ședințele de comisii trebuiau să aibă loc cel mai greu cu două zile înainte de ședința ordinară. De când e cu jobul, deci exact așa, nu domnule, ședința o facem înainte de ședința ordinară, că mai avem unii și jobul. Nu mai mințiți, nu mai mințiți. Asta e realitatea. Și se vede că de când lucra, ședințele de comisie sunt înainte de ședința. Convocarea ședinței de comisie este responsabilitatea președintelui. Și când vă sună, ce ați spus? Domnul Budău mă sună și spune, domnul Munteanu nu poate veni, că e bolnav. No. Domnul Daniel are de ridicat poșta, nu poate veni. Facem ședința? Nu, de oră. Doamna, nu are problemă că am venit. Nu, de... Eu tot timpul am fost la ședință. Domnul Budău. De oră. Domnul Dăboc, nu induceți în eroare. Eu sunt un simplu membru, eu vin când mă cheamă președintele. Nu e adevărat. Domnul are mult bun simț și când vrea să-i spuneți, domnul Budău. Foarte bine, da. Și când îi spuneți, știți, unii mai avem și job-ul, nu putem veni așa când vreți. Departe de adevăr. Nu, e chiar adevărul, da, și ar trebui să recunoști. Culmea este că am fost singurul consilier care, din cauza căruia s-au făcut ședințe de comisii în primăria asta, da? Au! Da? Deci ședințe de comisie n-au existat până n-am ajuns eu în primăria asta. Bine, dacă aș fi zis să nu puteam să ies datorită în cauza, datorită, deci așa aș folosi termenul, corect? Ah, nu, că la dumneavoastră e din cauză. Haideți să facem un lucru. Domnul Dămoc... Eu sunt o cauză pentru dumneavoastră. Doamna primar, vă rog frumos, lăsați-l pe domnul Dămoc să încheie ceea ce are de spus și dumneavoastră îi dați replica, pentru că așa unul peste altul nu o să înțelege nimic. Bun, deci acum o să rog pe domnul Budău să confirme că el are responsabilitatea de a convoca ședința de comisie. Chiar asta nu e întreba. Deci să stăm... Eu mă salut numai bine și dacă aveți oricând ne găsiți aici, inclusiv funcționarii care nu stau ascunși. Asta cuvinte aveam de spus, doamna. Spuneți, domnul Dudulică. Dar nu, eu sunt înscris la cuvânt. Vă rog frumos. Vorbim, da, ai ca timpul, ca treburile, domnule, ca la... Eu? Ca la... la, la, la... Nu sunteți înscris la Cernobâl. Atunci când doamna nu rezistă... Dar nu mai trebuie toate soarte, nici toate soarte, nici toate soarte. Oricum, copurile de voastră, așa că nu mai ești. Dar nu mai vrei să vorbești. De ce ai viziuni numai de ceea ce nu se face? Vorbești ca cum mai pe asta. Domnul Băurici, vă rog. Vin numai cu chestiile. Vină cu chestiile alea bunici și ce să faci. Ai viziune numai cu chestiile alea bunici. Domnul Băurici.
Dacă se face, nu se face. Dacă se face, de ce se face? Dacă nu se face, de ce nu se face? Era o altă problemă și am luat în genul. Dacă mă întreabă, de ce mă întreabă? Dacă nu mă întreabă, de ce mă lăsați să vorbesc? Ce mai vorbesc? Ieri dacă vorbești toate ziua, dacă te lasă, domnule. Păi, îmi fac treaba de consilier și așa. Îmi fac treaba de consilier. Păi, și pentru nimic, am luat și vrește o dactilografie acolo, odată, acum trebuie să ne luăm, să cântăm. Trebuie de tot. Domnul viceprimar, a spus că este creangă și trebuie adunată. Ce faceți? Ce faceți cu creangă? Acum n-avem noi joburi fix în care mi-a dat. Mai vreau și mai treabă pe acasă, domnule, mai avem. Avem necăjiți, să știți, care l-am dat. Îndeam la să colectăm și o ducem la... Dar și la cei necăjiți le-am mai dus în curte, eu rup să folosesc. Dacă dumneavoastră faceți lucrul ăsta, același lucru ar trebui ajutat să facă și cetățenii. Pentru că există o lege a compostului, care exact asta prevede. Ca noi primăria să vedem că... Da, dar știți ceva, pe noi nu ne anunță, de exemplu, când taie ei creanga din curte, să mergem noi să o colectăm. Înțelegeți? Că n-ați făcut acțiuni, n-am, ce informare? Păi asta trebuie făcut, legea acum trebuie, păi, da? Dacă eu nu știu curăț. Vreau să vă întreb ceva, un lucru serios, dacă după ce terminați. Ce zic eu, nu-i serios? A, nu, 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 mai serios de atât. Ne plângem de incendii. Asta trebuie să facem, da? Sunt primării care și-au luat compostoare și-au luat... La incendiile alea nu dau, de exemplu, la creanga care este depozitată undeva. Ei dau în câmp. Incendiu. Nu dă la creanga care este imaginea drumului sau unde o are el în curtea casei sau în fața casei unde are. Acum fără să anunți primăria. Să fii serios, asta este problema dumneavoastră acum că oamenii taie alea și râiunii. Sunt primării care, tocmai ce m-am spus, și-au luat mașini de compost, care frumos, cetățenii aduc tot ce rămâne și primăria face compost. Da, faceți proiect de lege pentru treaba asta. De ce nu faceți un proiect de lege? Vreți eu să fac eu un proiectul de lege? Eu ce proiect am toate le-ați respins. Ia să-l luați pe ăla, că vine la pe la propriu. Uite, fol. Dacă la propriu. La propriu pe ăla. Nu mă faceți pe la propriu. O să vreau să văd și lucrul ăsta. Mi-a spus că gropile astea din asfalt trebuie proiect, trebuie firmă. Da. S-a mai întreprins vreo măsură în acest sens? Da, am vrut să le facem noi, să le facem și nu noi de voi. Asta mi-ați spus, asta mi-ați spus. Da, și acum nu. Nu s-a mai făcut. Păi de asta zic, a venit chiar... Sunt așa multe la noi? Sunt patru gropi. Păi patru gropi? Mai sunt la din tot asfaltul de la Hărge. Dacă ele, nu știu dacă sunt mai patru, dar dacă ele le lăsăm așa, asta nu înseamnă că dacă sunt patru, le lăsăm să facă șase sau șapte. Nu, care le-ai făcut mata, că am văzut că mata dai cu lopata Sariș cu nisip. Păi da, eu le-am de fiecare dată. Da, aș mai fi avut de zis, de exemplu, despre drumul comunal de la Tamaș, care tot așa a fost o promisiune a doamnei primar că va fi gata până la finele anului trecut. N-am văzut în Consiliul Local niciun demers în acest sens. Și am văzut că la momentul ăsta Consiliul Județean aprobă asocieri între Consiliul Județean și comunele din județ pentru asfaltare drumuri comunale. Am văzut la Dofteana. Poate, dacă tot ne lăudăm că avem sprijin, că avem toate cele, poate facem și noi un astfel de demers, suntem o asociere cu Consiliul Județean și cu Comuna Parincea pentru bucățica aia care au, să asfaltăm și noi drumul ăsta spre Tamaș. Da, dar drumul ăla nu-i bun, e prea în pantă și nu ne dă voie acolo să mai terminăm. Adică Tamașul a venit cu asfalt și noi... Au venit. Acolo se pot face lucruri, vin o firmă serioasă și facem. Nu există, nu se poate. Deci în ziua de azi nu există, nu se poate, da? Există tehnologia necesară pentru a face drumul și oamenii sporează mult, fac și la noi nu se poate. Domnul secretar, câteva v-am spus de dispoziții. Mi-a spus. Ar mai fi, deci, organigrama, statul de funcții, salariile angajaților. La fel, eu am mai spus lucrurile astea și numai câteva luni. Nu se întâmplă mai nimic. Poate vă notați. Nu, mai... nu știu de asemenea, trebuie să am efectiv și timp. Domnul secretar, domnul Dragoș, stați, dracu, domnule. Spuneți, domnule, m-ați zăpățit. Da, spunea de... Că trebuie să meargă mașina până la Sirea. Dacă aveam apă canal, era hidrant la Socodor și încărcai apă la hidrant și făceai, dar de asta zic. Astea vorbim la modul trecut ca să... Mai era autorecenzarea, eram curios să văd care sunt persoanele desemnate. Pentru că, la fel, n-am văzut. Toate primăriile postează, veniți la primărie, avem oameni care vă ajută, vă autorecenzați. La fel, la noi n-am văzut pe partea asta prea... Și la dumneavoastră magazin am fost afiș. Păi afișul e afiș, dar...
Eu știu la ce păi, mă refer. Toate instituțiile știți și dumneavoastră la ce mă refer. Păi afișul cu toate, cu norme, cu modul de autorecenzare. Și persoanele din primărie care sunt la care cetățenii să știe să poată să vină să-i ajute să se autorecenzeze. Sunt aici în primărie, chiar aici, în sala asta, stau. Deci, doamne, da, zic, deci, lucrurile sunt făcute cunoscute. Sunt pe ambele uși puse. Da, sunt. Dar au și venit persoane. Anunțurile sunt puse. Totdeauna vor fi oameni care nu vor ști și oameni care vor ști. Mulțumesc pentru răbdare. Da, vreau să-mi spun doamna primar, dar trebuie domnul vice, având în vedere situația actuală din Ucraina, aveți în vedere ca și primărie de pregătirea de spații pentru primire de refugiați, eventual dacă situația se generează mai rău de atât. Da, avem un apartament care acum îl renovăm, da, și are numai la persoane fizice, dacă e vorba de refugiați. Poate și doamna spune mult de plan, mai e ucrainici. Nu mai am. 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 Nu